Odată, tare de mult, pisica s-a întâlnit în pădure cu vulpoiul. Și pentru că se gândea că e deștept, cu experiență și stimat, i-a vorbit prietenos. Bună ziua, domnule vulpoi! Ce mai faceți? Cu ce vă mai ocupați în vremurile astea grele? Vulpoiul, arogant, s-a uitat la pisică, a măsurat-o din cap până în picioare. Și s-a întrebat în sinea lui dacă ar trebui să se obosească să-i răspundă sau nu. În cele din urmă, i-a spus. Bietule, linge mustăți, mațe frite, vânător de șoareci, îndrăznești să mă întrebi pe mine ce mai fac? Tu ce ai învățat să faci? La câte lucruri te pricepi? Înțeleg toate meșteșugurile dar știu doar unul singur, a răspuns pisica. Și care ar fi acela? a întrebat vulpoiul. Când mă fugăresc câinii, pot să mă cațăr în copac și să mă salvez. asta e tot? Eu sunt cel mai tare. Știu mii de meșteșuguri. Am un sac plin. Trebuie să știi cum să fii și ret. Mi-e milă de tine. Așa că te-aș lua cu mine să te învăț ce să faci când apar oamenii cu câini de vânătoare. Chiar în acel moment, trecu pe acolo un vânător cu câinii săi. Pisica se risprinde în într-un copac și nu se opri până în vârf, unde crângile și frunzișul o ascundeau. De acolo i-a strigat vulpoiului. Deschide sacul, domnule vulpoi, deschide sacul, cu șuguri. Dar câinii îl prinseseră deja și îl țineau strâns. Vai, domnule vulpoi, a strigat pisica. Te-ai împotmolit în sacul, cumește șuguri. Dacă te-ai fi preceput să te cațeri ca mine, ai fi scăpat teafăr.